Bună dimineața! Astăzi este miercuri. Copiii au luat vacanță de astăzi. Sunt în vacanță. Mă apuc de filmat. La noi gata s-a luat vacanța astăzi. Și acum mă apuc de filmat. Aici mama și-o adus să-și facă borș. Pătrunjel, lobodă, mărar, cimbru. Așa este ceapa la noi în grădină. Aici mama și-a adus păstăi de bob să-și facă borș cu bob. Aici fasolea fierbe. Și aici mama și-a făcut boc de la bob. A scos bobul de aici din păstai și-și face și borș. Bună, mama! Bună! Nu! Mama pune apă. O pus apă și acum lasă să clocotească apa și primul pune boghii. Aici mama o frământa să facă pâine, turte și colac. Ia uitați aici și lavanda. Așa arată usturoiul. Mama este aici. A făcut turtin ulei cu zahăr. Masa este aici. Nu am făcut curat de acum înainte să fac curat. Acolo au pus și pâine în tigăi să o pună la copt. Mama mănâncă turtă. Am scos și cloșca asta în afară, am măturat aici, am dat aici afară, mai mănâncă. I-am dat și ei drumul cum stau și astea la afară, să stea și ei, au mâncare pus, au apă, au... Să nu mai stea închisi. Copiii sunt aici și cu mine. Am fost întrebată ce concentrat dau eu la pui și mi-a scris în comentariu să arăt cum arată concentratul. Deci noi așa ceva dăm la pui. Ăsta este concentratul care îl dau la pui. Așa arată. Eu îl iau de la adjur. Deci pe ăsta le iau. Așa arată concentratul. Aici o să vreau să mă tur și să fac curat aici în ograda asta aici unde stau găinile. Le-am adus apă la găini și cloșca aici a venit cu puișorii ei. N-am mai lăsat-o închisă că să meargă și așa până o gradă, să nu stei numai închis acolo. Și acum cloștele cu pui aici și mai am și pui care îi țin închiși. Așa arată masa, imediat mă apuc acum să fac curățenii, să spăl. Deci aici șara gazul, mă apuc să-l spăl. Aici în cuptor avem pâinea, acolo am fasolea să o pun în frigider, aici am cum am făcut salată, tigaia. Mama acum să odihnești și după ce să odihnești mama, o să plecăm până la adjut. Acesta a fost penarul lui Ștefan, așa. Aici au fost cărțile care le-au avut la grădiniță și le-am adus acasă și pe ele. Aici am gunoi de scos. Am terminat de făcut și curățenie. Am făcut curaș aici la jucărele. Am făcut curaș aici în bucătărie.
Am spălat, așa arată pâinea. Am spălat în bucătărie, am făcut curat. Mă așez așa paturile. Mama o a adus apă la pui și să pun apă și la căța. Că eu am pus în teș, dar mai trebuie întâi ca și ea, în tigaia și ea la pui. Mama dă apă și la căța. Am îmbrăcat copiii, sunt acolo. Vine și mama imediat. Și mama este acolo. Acum am ajuns și noi acasă de la ajun. Mergem acasă. Am măturat 60 și au leacă la cloști. Au grăunț, au grâu, apă, cloștile aici. Astea le mai avem cloști acum. Deci așa stau cloștile aici în coșarcă. Găinile au venit aici. Mănâncă grăunță și am dat eu de aici din de aici. Mama pune aici scândura aceea ca să urci cloșca la culcare.
așa, din așa mult. Vreau să aduc lucernă înapoi. Am prășit și morcov, am prășit cartofi, i-am făcut mușuroi. Și ceapa am... M-am de prășit acolo fasolea și aia, să-i pun și haraj la fasolea și aia, dar... Când să-i pun. Și după și tot lucernă să dau la pui. Să pregătești cina. Mă apuc să fac cina. O să iau lucernă de aici. Și să toc la pui. Deci mama e așa mai... Asta e lucerna care am adus-o să toc acum la pui. O să dau și la ăștia de aici cu cloșca. O să dau și la ăștia de acolo. Deci cam așa. Ia uitați cum mănâncă... Cum mănâncă lucernă. Și le dau și la ăștia la alți. Acum toc. Dau și la pui ăștia lați. Am dat și aici o lucernă. Și ăștia mănâncă lucernă. O să toc și la pui ăștia lați din ograda asta întâi. Pui ăștia au lucernă, pui ăia au lucernă. Le-am dat pentru seară. Aici ține mama urluiala. Le-am mai dat la ăștia să mănânc și lucernă. Și am tocat și dau și la ăștia la alți. Am dat și la aia. Am dat și la ăștia. Dau și la asta, la altă. Hai. Ia uitați cum mănâncă. Am dat și la și ei acolo, așa. Deci am dat și la asta aici, așa, da. Uite aici, am mai pus și pentru cealaltă. Ia uitați cum mănâncă pui ăștia lucerna. Așa este la țară. Dai mâncare la pui, rânești cotenețele, faci urluială, le dai de mâncare, le aduci apă. Asta facem noi așa. Astea sunt activități de zi cu zi și facem noi în fiecare zi în gospodăria noastră, așa. Și asta eu filmez. Treburile noastre gospodărești așa de zi cu zi. Am pus o sursă la coteneaț și o lasă mânăși. Deci eu filmez activitățile noastre din gospodărie. Acum pe perioada asta când e cu cloși, cu pui, cu cam asta este. Te ocupi de pui, de cloști, de dai lucernă, le dai concentrat, le aduci apă, le dai urluială, le dai grâu, le dai grăunță.
Asta este așa, care facem noi în fiecare zi. Și ne ocupăm de pui, că asta este, trebuie să ne ocupăm. Acum, dacă am terminat de dat la pui și la cloști lucernă, am tocat. Acum merg în grădină să-mi iau niște cimbru și să iau ceapă să fac o leacă de borș, ca să mâncăm în seara asta cu leacă de mămăligă, caldă. Și mama prășește în grădina cealaltă și a spus când e gata mămăliga să o strâng să vină și ea să mâne și mămăligă caldă. Așa am adus cimbru, am adus și ceapă, trebuie să o curăț. Cimbru spăl și mi-a pus să fac mâncare. Aici am pus să fac borș. Aici am pus din mămăligă. Eu cu ăsta cresc borșul, mama face cu borș de putin, eu cu praf din ăsta. Acolo am ceapa și cimbru. Am pus borșul și l-am oprit, am pus crengile astea de cimbru. La borșul de fasole și la borșul de legumii cu cartofi, eu așa pun cimbru. Mămăliga ei mi-a tot un chestie gata. Aici mi-am curățat și mi-am spălat ceapă de la noi din grădină. O să pun borș pentru copii și ne punem și noi să mâncăm cina. O să o strâng și să vină și mama din grădină de la prășit să mâncăm cina împreună și să avem poftă. Dacă v-a plăcut și acest clip, vă rog frumos să vă abonați, să-mi lăsați like. Vă mulțumesc frumos pentru like-uri, pentru vizualizări, pentru abonări. Și până data viitoare să fiți sănătoși și aveți grijă de voi. Vă mulțumim frumos!